două opțiuni. Una ar fi aceea să nu să ne plângem de milă, ci să ne plângem pe capul, dacă nu ne simțim în regulă cu Dumnezeu, ori să ne bucurăm. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Cuvântul pe care s-a citit în versetul 37 spune că cei ce au auzit cuvântul au rămas străpunși în inimă. Și dacă cuvântul nu ne-a mai străpuns inima, atunci ar fi trebuit să fim plini de bucurie. Și zic ca Dumnezeu să ne conștientizeze de lucrul acesta. Asta și m-am gândit, și poate mulți dintre dumneavoastră v-ați gândit, de ce s-a citit textul acesta, pentru că Evanghelistul Luca ne lasă scris ceea ce s-a întâmplat la coborârea Duhului Sfânt și la predica lui Petru, oamenii au rămas străpunși în inimă și acei oameni și-au pus o întrebare, ce să facem? Și am stat și m-am gândit, noi suntem creștini poate de 10, de 20, de 30, de 40 de ani, noi suntem botezați, noi credem în Domnul Iisus Hristos, suntem botezați cu Duhul Sfânt și cuvântul poate nu ne mai străpunge inima, pentru că suntem pocăiți de atâția ani. Dar atunci, așa cum spunea fratele Cornel, ar trebui să fim plini de bucurie. Amin. Amin. Și zic ca Dumnezeu să reverse bucuria mântuirii în inimile noastre. Amin. Vrășmașul de multe ori caută să ia pacea și știți cum o ia. Atunci când greșim, vrășmașul caută să ne aducă o sândă și în felul acesta ne ia pace. Ne face conștienți că noi am păcătuit. Și vine la mintea noastră și la gândul nostru cum mai ai tu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu să vii cu cereri, cum te mai poți bucura când tu ai păcătuit ieri în felul cu tare sau cu tare. Fiecare în dreptul nostru să ne cercetăm și eu cred că fiecare avem pentru ce să ne pocăim și în ziua de astăzi. Și așa cum am spus, dacă suntem pocăiți de atâția ani și totuși Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să ne vorbească din cuvântul acesta. Suntem botezați, credem în Domnul Iisus Hristos, suntem botezați cu Duhul Sfânt. Ce ne lipsește? De Dumnezeu am îngăduit ca să fie citit cuvântul acesta în dimineața aceasta. Pentru că eu cred că nu la întâmplare Dumnezeu vorbește. Înseamnă că noi avem ceva de îndreptat în viețile noastre. Și cuvântul lui Dumnezeu și s-a amintit, nu vreau să mă repet, dar eu cred că poate aici avem probleme fiecare dintre noi. Spune că ei stăruiau în învățătura apostolului în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Dacă, așa cum am spus, suntem botezați, credem că suntem iertați, înseamnă că avem probleme în legătura frățească, avem probleme în rugăciuni, avem probleme în învățătură, avem probleme în a avea toate de obște. Eu cred că asta ne cere Dumnezeu și în ziua de astăzi. Așa cum a cerut la primii creștini, eu cred că și astăzi ne cere același lucru. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să știți că noi ne limităm la legătura frățească doar a ne strânge în locul acesta, poate a asculta o cântare, un cuvânt din partea lui Dumnezeu și asta nu este o legătură frățească. Legătura frățească este atunci când știi ce îl doare pe fratele sau pe sora, când te interesează de fratele sau de sora, nu ce a păcătuit, ci în ceea ce are nevoie de ce lipsă, fie spiritual, fie material. Spune cuvântul lui Dumnezeu că primii creștini erau gata să-și vândă ogoarele. Noi avem din belșug și poate nu suntem gata să întindem mâna celui ce duce lipsă. Dar
mai cu seamă să-ți vinzi poate mașina, poate, eu știu, ce ai agonisit în viața aceasta, pur și simplu pentru faptul că fratele sau sora duce lipsă. Suntem noi ca cei din tâi creștini? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Eu cred că aceasta a vrut Dumnezeu să ne tragă ca și semnal de alarmă în dreptul fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea ca noi să avem, să stăruim în învățătura apostolilor, să avem o legătură frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Dacă eu nu suport poate pe sora sau pe fratele, pentru că știu ce am împotriva lui, cum mă pot ruga pentru el? Știți, noi nu putem să schimbăm pe nimeni. Dumnezeu este acela ce schimbă oamenii. Duhul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a pus pe cineva lângă mine care a stat și m-am gândit la un lucru, câți dintre noi suntem mulțumiți de cei de lângă noi? Fie că este vorba de familie, de soț, de soție, de copii, de părinți, fie că este vorba de frați, de surori, de păstori, suntem noi mulțumiți? Noi încercăm și ne rugăm, poate, Doamne, schimbă-l pe sora, schimbă pe sora, schimbă-l pe fratele, dar noi nu suntem gata să-i acceptăm așa cum Dumnezeu a fost gata să ne accepte pe noi. Noi vrem ca Dumnezeu să-i schimbe, dar noi nu îi putem accepta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că, așa cum se amintea, vrem să avem parte cu cei ce într-adevăr s-au jertfit pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru că